autorităților acolo? Este, dacă vreți, o situație reciprocă și autoritățile locale găsesc întotdeauna ceva de reproșat punctual și celor din branșă. Ce le-ați reproșat? Plecând de la calitatea serviciilor până la modul în care arată spațiul verde pe care îl au în proprietate sau în întreținere, până la facilități, blocuri de joacă pentru copii sau diferite servicii conexe. Nu are rost să vă spun că mi-aș dori să văd mai multe astfel de conferință, zona de wellness mai bine reprezentată, o populare mai activă a terenurilor de sport și, dacă vreți, o implicare în ceea ce privește o simplă viziune sau o strategie care să ne unească. Am obișnuința dialogului cu agenții economici din zona de turism și mă bucur să constat o evoluție. Dacă la primele întâlniri era o sumă de probleme individuale, ușor, ușor am ajuns să vedem că se structurează problemele hotelierilor, problemele celor care operează în domeniul alimentației publice, problemele celor care operează în domeniul entertainmentului și că toți încep să vină și cu soluții, nu doar cu critici. Așa că, dincolo de aspectele acestea uzuale, pe mine mă interesează cel mai mult dezvoltarea. În punctul acesta de vedere, cred că o strategie coerentă de dezvoltare economică a municipiului Constanța, pentru că, dintr-o dată, zona de turism nu înseamnă doar Mamaia. Odată cu lărgirea plajelor în interiorul orașului, orașul a căpătat noi valențe turistice. Anul acesta, poate mai mult ca niciodată, este momentul să ne unim, întrucât este un moment irepetabil. 2000 de ani de la pierderea marelui poet universal Ovidiu, cred că trebuie să ne unească intelectualitatea, mediul academic, mediul de formare, agenții economici, societatea civilă, evident, municipalitatea fiind, dacă vreți, facilitatorul și finanțatorul acestor activități. Anul trecut am avut parte de un sezon reușit. Premizele anului acesta sunt de asemenea încurajatoare. Vânzările sunt mai bune, cred că cele mai bune vânzări din ultimii 10 ani de zile. Seria de evenimente pe care noi urmează să le finanțăm este extrem de atractivă. Evenimentele vor ținti nu pe nișă, ci vor ținti stratificat pentru copii și tineri, pentru cei care vin pentru distracție, dar și pentru cei care vin să vadă și altceva. Tocmai de aceea vom pune la punct o suită de manifestări, o, dacă vreți, agendă de evenimente care să unească orașul cu stațiunea și stațiunea cu orașul. Mamaia are marele avantaj că nu este singură. Are în spate un oraș puternic, are în spate un oraș care are ce arăta și cred că nu sunt multe locuri în lume în care, într-un areal destul de restrâns, găsim o confluență atât de fericită și de firească a tuturor confesiunilor, a tuturor generațiilor, și aici fac referire la centrul Constanței. Nu cred că sunt multe locuri unde să vedem la o plimbare de 5 minute la pas, geamie, moschee, sinagogă, biserica catolică, biserică grecească, armenească, bulgărească, catedrală, precum și o bazilică paleocreștină. Evident că ne dorim să venim cu vești bune anul acesta și cred că restaurarea cazinoului, demararea lucrărilor la sala polivalentă, de ce nu pe viitor bazinul olimpic de not, vor constitui prilejuri pentru excursii și în extrasezon către Constanța. Cred că cei care dețin structuri de cazare sau care au afaceri în domeniul turistic se vor bucura de toate investițiile pe care le va face municipalitatea, unele cu sprijinul guvernului, altele cu ajutorul fondurilor structurale, dar și investiții proprii ale municipalității, astfel încât dezideratul extinderii duratei sezonului estival sau creșterea numărului de nopți de cazare pe zona Constanța să devină realitate. Regulamentul de funcționare a stațiunii, operați modificări în el? Nu, anul acesta nu, pentru că nu este firesc. Eu le-am promis agenților economici că le voi oferi predictibilitate, previzibilitate. După ce am lucrat și am venit în sezonul trecut cu un nou regulament, anul acesta este momentul să sedimentăm și să analizăm efectele implementării acestui regulament. Dacă vor fi necesare modificări, la sfârșitul sezonului estival vom face întâlniri de analiză. Anul acesta, mulțumesc lui Dumnezeu, nu mai avem alegeri, nu mai avem
să-i spunem, dispute politice, electorale, putem să facem o analiză completă a sezonului estival, dar cel mai important lucru mi se pare momentul de început. Tocmai de aceea le-am cerut sprijinul tuturor agenților economici din Mamaia și din satul de vacanță în a completa un chestionar cu date care să ne ofere nouă o radiografie exactă a structurii de cazare, a numărului de unități de alimentație publică, a capacității sălilor de conferință, a numărului de baze sportive, a tuturor dotărilor, astfel încât, cu toate aceste informații, să reușim să facem o strategie, doi, să construim o aplicație pentru oraș care, în care, evident, secțiunea de turism este extrem de importantă și cred că acesta este sprijinul pe care agenții economici îl pot da. Evident că plecând de la numărul de personal, putem să ne croim și o strategie de formare profesională și aici mizez foarte mult pe programul guvernamental și pe sprijinul direct al domnului ministru al turismului. Participați la începerea sezonului estival? Păi municipalitatea organizează tot, prin municipalitate se desfășoară tot ceea ce este în oraș. Când se va întâmpla și în ce constă? Sezonul estival începe așa cum este tradițional la Constanța, cu Sunwaves, un festival la care deja s-au cumpărat peste 10.000 de bilete din afara țării. Este un festival care este în creștere și pentru prima dată anul acesta am discutat cu organizatorii și vor simți sprijin și din partea autorității locale în ceea ce privește organizarea, logistica, siguranța zonei respective, curățenia zonei respective și de ce nu, pe viitor ne propunem ca acest eveniment unic pe, dacă vreți, la nivelul Europei, raportat la perioadă, să fie unul făcut în colaborare de către cei care îl fac tradițional și municipalitatea.